în opinia dumneavoastră ar fi trebuit totuși introdus acest certificat verde și în cazul bisericilor? Nu vreau să duc lucrurile în această direcție. Eu cred că certificatul verde a fost creat la nivel european nu pentru a limita anumite libertăți interne pe care le au oamenii. El a fost creat, dacă vă amintesc, pentru a facilita circulația între state în condiții de pandemie. De aceea vreau să fac o nuanță care mi se pare foarte importantă. Partidul Social-Democrat a avut o poziție împotriva acestui certificat verde, nu din cauza faptului în sine. Totuși, suntem medici în Partidul Social-Democrat care suntem formați într-un mod clasic, care înțelegem sigur și beneficiile și limitele terapiilor medicamentoase și credem că vaccinarea este singura soluție, chiar imperfectă, pe care o avem la dispoziție pentru a minge pandemia, sigur alături de o testare mai extinsă. Aș vrea să diferențiez poziția noastră de cea poate altor partide din opoziție care au făcut o reacție de opoziție foarte virulentă și foarte scomotoasă. Noi credem că acest certificat care are în spate vaccinarea este necesar. Problema care a apărut și care ne-a creat dificultăți de a susține acest proiect a venit din câteva elemente de natură, dacă vreți, medicală, pe care le-am spus și în comisii și în plen. Gândiți-vă, de pildă, faptul că în acest certificat verde nu sunt incluși acei pacienți care au trecut prin boală și nu au știut că au trecut prin boală sau poate s-au diagnosticat acasă cu un test rapid, dar n-au fost la spital, neavând simptome semnificative, prin urmare n-au intrat într-un sistem. Ei, tot acești pacienți și după estimările noastre sunt aproape 60% dintre cei care au trecut prin boală, acești pacienți au anticorpi. Deși n-au fost incluși niciodată, n-au fost nici internat, n-au fost incluși nici într-un sistem de testare național. Nu poți să spui că acești oameni care au anticorpi, dacă ei își pot demonstra acest titlu de anticorpi cu un certificat medical valabil, nu pot să-i recunosc și pe ei ca fiind încadrându-se în celelalte trei categorii care îți permit accesul în anumite spații. Deci aș vrea să fie foarte clar mesajul din partea Partidului Social Democrat. Noi susținem vaccinarea, susținem toate măsurile potrivite, dar nu vrem ca acesta să fie o formă de discriminare pentru cei care au altă opinie. Și mai spun încă un lucru care aș vrea să luați în calcul. Poate în România acest lucru s-a vorbit prea puțin despre el astăzi. Am vorbit despre persoane care nu vor să se vaccineze într-un motiv legat de informațiile pe care le au. Am vorbit de persoane care sunt oarecum setate pe niște așa zise înțelegeri mondiale care au ceva în spate. E dreptul lor să gândească într-un fel sau altul, dar n-am vorbit deloc despre oamenii care poate că nu vor să se vaccineze din motive de conștiință. Elementul sau liberarea de conștiință este una dintre valorile fundamentale pe care le avem fiecare dintre noi, indiferent în ce credem, indiferent de care religie aparținem. Acest lucru trebuie luat în calcul și trebuie găsite soluții alternative și pentru acești oameni care nu pot să fie dați afară din societate. Am venit cu ideea vaccinării, bun, ok, am înțeles, este firească, este argumentată medical, dar care sunt alternativele? Testarea pe banii proprii, mi se pare o abordare nefericită în acest sens. Tratamentul medicamentos poate fi o soluție? Tratamentul medicamentos poate să fie o soluție și iată că una dintre soluții este ar fi putut fi la îndemâna fiecăruia. Gândiți-vă doar ca un exemplu de comparație, da? Pentru noi, cei din România, avea acces la antiviralele de primă linie, ca să spun așa, da? Pentru cazurile moderate sau incipiente. Este în continuare o mare aventură. Cunosc prieteni cunoscuți care și-au adus antivirale, tablete din Moldova, de peste Prut, pentru că nu le puteau lua din România.
Nu mai departe de noi, în Ungaria, medicii de familie, cu rețetă, sigur, pot recomanda pentru cazurile pozitive cu simptome minore acest antiviral pe care să-și cumpere, să se cumpere cineva din farmacie. Noi stăm în cremeniță într-o legislație care se putea schimba doar printr-un ordin de ministru, pentru că cineva, medic, vezi, doamne, a spus că aceste medicamente pot da complicații hepatice. Da, și paracetamolul poate da complicații hepatice, dar nu înseamnă că din cauza asta nu-l punem în circuitul deschis. Deci măsuri alternative puteau să fie luate fără o cheltuială neapărat foarte mare, doar în organizare, dacă s-ar fi cerut și părerea altora care se pricep la acest domeniu.